fiindcă el era un fel de lider al opoziției, să spunem așa, era un vector de opinie important și iată, cineva trebuia să-i vină de hac. Dar, domn profesor, de ce a murit Eminescu? Exact. Ce scrie la autopsie? Care este părerea dumneavoastră în urma celor studiate? Sunt câteva documente capitale. Autopsia pe care o vedeți aici. Deci se află în... Este manuscrisul 1, romanul 1, da, în Biblioteca Academiei Române și eu am putut să o scanez grație generozității doamnei Gabriela Dumitrescu, da, marea prietenă și marea cunoscătoare a manuscrisului lui Eminescu, pe care le-a editat Eugen Simion, Mircea Dumitrescu și Gabriela Dumitrescu. Avem aici cele 14 pagini de autopsie, facsimilul, da, iar în facsimil, care este scris de mâna lui Șuțu, citim un lucru absolut foarte clar. Spune, eroare, Eminescu n-a fost sifilitic. Ideea aceasta s-a născut din doctrina eronată ce profesa școala germană că paralizia generală este tot dauna manifestațiune sifilitică. Tot așa cum sclerozele cerebro-spinale sunt de origine sifilitică. Deci, i s-a pus un diagnostic eronat de paralizie generală, se considera prin școala germană că are cauze sifilitice. Autopsia a dovedit, acesta este scrisul lui Șuțu, cel care a făcut autopsia, a dovedit că Eminescu nu avea sifilis și vă voi spune și de ce s-a produs acest lucru. După aceea, avem documentul doctorului Tălășescu. Nu Gheorghe Marinescu a avut creierul în borcan, ci doctorul Tălășescu, colegul lui Marinescu, a plecat înainte cu o zi la Paris. Ce spune Tălășescu? Deci omul care a avut bucata de creier al lui Eminescu și o să vă explic cum s-a obținut acest sfert din craniul lui Eminescu cu țeastă și cu creier. Spune așa, ghilimele, așchile țestei capului zdrobită de o mână criminală, închidem ghilimelele. Nu s-a făcut acordul genitivului, este al doctorului, nu al meu. Punctul B. Creier ucis de o violență crudă. Și mai spune doctorul, mutilat după moarte. De ce s-a făcut această autopsie și de ce s-a extras un sfert aproape din craniul lui Eminescu, din zona occipitului? Fiindcă fusese lovit cu un lemn foarte tare, deci a fost lovit în izolator, pentru că el a stat ultimele 7 nopți în izolator, așa cum rezultă dintr-o însemnare transcrisă de Acecuza și se află însemnarea în arhiva Acecuza, era inedită până când am găsit-o, în arhivele Bibliotecii Academiei Române. Documentele... Deci el nu moare de sifilis, da? Nu, nici vorba. Și atunci, care variantă rămâne? Alții spun că era nebun și că și-ar făcut singur rău? Nu. Probele, pentru că noi trebuie să avem probe. Probele sunt o notă din arhiva Acecuza, nota unui prieten al lui Eminescu. Există o relatare a nepotului lui Șuțu, care spune că a fost lovit cu un lemn în spate, în occipit, autopsia scrisă de Șuțu și nesemnată, mărturia doctorului Tălășescu, al patrulea element, din care am citit două propoziții. Problema uciderii lui Eminescu este foarte simplă. E vorba de celebrul tratat secret din 1883. Eminescu scrisese împotriva regelui și știa că regele de teama rușilor și într-un fel și de teama Vienei să nu-și piardă regatul, accepta o variantă de a nu permite intrarea armatei române în Transilvania, lucru de care se știe mai puțin, iar destinul lui Eminescu începe anume într-o adunare din 1882 care a avut loc la Ploiești, există o însemnare în Însemnări zilnice, volumul 2 din Titu Maiorescu, în care Maiorescu spune că Vincențiu Babeș i-a făcut
rezumatul întâlnirii societății secrete, Societatea Carpații, care a avut loc la Ploiești. A participat Eminescu, sunt documente. Cine nu știe ce se întâmpla în România, nu înțelege nota lui Maiorescu. Maiorescu, care și-a dorit totdeauna să fie prim-ministru în România, i-a spus acestui lucru regelui, anume că Societatea Carpații și mari colonei și generali din armata română vor să treacă cu armata română în Transilvania. Aflând regele, care nu știa de aceste intenții militare, atunci lucrurile s-au încheiat. Și avem mai multe tipuri de înlăturare sau de pedepsire a actanților principali. Pe Eminescu nu-l puteai nici expulza, nici aresta, cum pe un ziarist cunoscut îl arestase pentru un singur text, un om periculos era textul și omul periculos era regele. Pe Eminescu, prin Pepe Carp, care, mă rog, transmitea din Viena să-l mai potolească pe Eminescu, și mai ales prin instrumentalul Maiorescu, pe Eminescu scrisese foarte multe articole clare împotriva regelui. Și Eminescu mai știa un lucru. Noi știm puține lucruri despre Eminescu. El era ca un membru fondator al Partidului Conservator, participa și la ședințele cu cei 12 principali ai Partidului Conservator. Pe Eminescu nu-l puteai nici omorâ direct, nici expulza, că nu era străin, și era și complicat cum să interzici lui Eminescu să nu scrie în timpul. Da, fiindcă el era un fel de lider al opoziției, să spunem așa, era un vector de opinie important și iată, cineva trebuia să-i vină de hack.